Vă sesizați privind producerea unui accident rutier pe drumul național 17 în apropierea de localitatea Reteag. Un autoturism în care se aflau un bărbat și o femeie, pe fondul adormirii la volan a șoferului, acesta a pierdut controlul volanului, a colizionat un cap de pod și ulterior a părăsit partea carosabilă și a intrat într-un șanț. În urma acestui accident, pasagerul din dreapta, respectiv femeia, a suferit leziuni corporale, fiind transportată la Spitalul Municipal din Deș pentru acordarea de îngrijiri medicale. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În această cauză continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care a avut loc evenimentul rutier.